Salut! Sunt Geo și bine ați venit la cursul meu, Măsurarea gradului de motivare a angajaților. Este un curs de nivel mediu care se adresează persoanelor care deja lucrează în domeniul resurselor umane sau au noțiuni referitoare la acest domeniu. Vorbim despre manageri de resurse umane care sunt interesați de măsurarea și îmbunătățirea gradului de motivare a angajaților. De specialiști de resurse umane implicați în procesul de măsurare a gradului de motivare a angajaților, sau de manager de echipe, sau manager de companii, evident interesat să vadă în ce măsură angajaților sunt motivați, sunt fideli companiei, sau în ce măsură nivelul de fidelitate poate fi îmbunătățit. Eventual, unde sunt problemele, asupra căror arii trebuie să acționăm ce veți învăța în urma parcurgerii acestui curs. Veți învăța cum să întocmiți un chestionar de măsurare a gradului de motivare a angajaților. Asta după ce vă voi prezenta mai multe instrumente pe care le puteți folosi în acest sens, în final m-am oprit asupra unui chestionar online care este ușor de transmis a angajaților și ușor de procesat, bineînțeles dacă aceștia au acces la internet. Totodată, veți învăța după ce primiți rezultatele de la acest chestionar, să le interpretați și totodată să elaborați și să implementați un plan de acțiune. Pentru că acest chestionar nu are niciun rost l-ați aplicat degeaba dacă în momentul în care aveți rezultatele lui și observați ariile de interes care trebuie îmbunătățite, nu elaborați și un plan de acțiune. Bineînțeles, nu uitați să comunicați angajaților, atât rezultatele, bineînțeles, acolo unde este posibil, în limitele confidențialității, cât și acțiunile pe care le-ați implementat, în așa fel încât ei se simt valorizați și prind încredere să vă mai răspundă la acest chestionar și data viitoare. Atât despre ce veți învăța în acest curs și cui se adresează. Voi face un filmuleț separat despre modulele principale ale acestui curs și cu ce se ocupă fiecare? Totodată, urmăriți secțiunea descriere a acestui video pentru detalii despre curs și despre cum vă puteți înscrie la acesta. Mulțumesc! O zi cu bucurie! Ceo!